Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Sunt bucuros să ne revedem, să ne reîntâlnim și sunt convins din spusele dumneavoastră că așteptați cu drag ce întrebări vor mai fi aranjate, la ce întrebări se va primi răspunsul va fi întrebarea mea, va fi întrebarea altcuiva să știți că le-am înșiruite fiecare întrebare pe care dumneavoastră mi ați transmis-o și bineînțeles că le buchetez pe fiecare pe fiecare articol în parte ca să să aibă sens și să aibă să zic așa complementaritate întrebările între ele într-adevăr acum am în plin sezon estival a apărut o întrebare Uh, pusă de mai mulți telespectatori, de mai mulți doritori, uh, ce poate pun uh, să bagă uh, bățul printre gard, uh, cu, cu privire la problemele de frici, de anxietate. Și vreau să vă citesc întrebările din, uh, din această ediție. Întrebări uh, pe care noi le-am mai avut sub alte forme, dar sunt anumite forme pe care le cereți pentru că aveați acoladele puse la fiecare întrebare căci mă interesează. Și anume, la prima întrebare, sau întrebările sunt de unde vin fricile, cum controlăm anxietatea, cum controlăm de fapt fricile și ce, ce boli generează frica. Uh, mai înainte putin, uh, vreau să vorbim despre uh, baza aceasta care într-adevăr ne este teamă de ea, ne este, ne este frică de ea, lucru care, uh, lucru care ne, ne încurcă în viața noastră. Uh, cu altă ocazie, dacă vă aduceți aminte, întrebarea era de genul acesta, este transgenerațională frica? Cu alte cuvinte, frica omoștenim uh, Și vă spuneam că da, frica o moștenim, frica o împrumutăm, frica uh, o prelom, frica uh, o luăm de la de la mama, de la tata. Vedeți dumneavoastră niște, niște, chestiuni interesante pe care le avem când suntem mici. Uh, vezi că dacă nu ești cu minte, te vând la uh, oamenii care trec pe stradă. Dacă nu ești cu minte, uh, te dau la urs sau te dau la babau sau la, uh, eu știu, uh, omul care umblă cu sacul uh, prin uh, sat sau pe, uh, pe străs și uh, te vând lui. Uh, Lucru care mă face pe mine să fiu cu minte ca să nu, să nu plec în altă parte. Ceea ce construiește, ceea ce aduce în mine un element al anxietății, al fricilor. Dacă nu ascult. Mi se întâmplă lucrul acesta. Bineînțeles că eu cresc mare și acest tip educațional rămâne în mine, rămâne în mine. Deci, este posibil ca aceste frici să fie moștenite, preluate, din, preluate pe, pe element educațional. Pentru că vorbeam cu altă ocazie ce este foarte importantă moștenirea genetică, atenție, moștenirea genetică sau moștenirea educațională. Moștenirea educațională are valoarea ei foarte mare. Bineînțeles, nu schimbă, să zic așa, conformația omului, dar uh, valoarea educațională are uh, o conotație foarte, o conotație foarte uh, profundă ceea ce face, uh, ceea ce face să, uh, să controleze pe om. Atenție, când suntem mari, elementele de frică nu fac altceva decât să bucheteze un control. Observați că am trecut prin COVID, observați că trecem prin război, observați că trecem prin anumite uh, măriri de prețuri. Uh, fricile acestea care sunt aduse de boală, care sunt aduse de uh, elementul existențial, care sunt aduse de uh, elementul de trai, de bună stare, uh, ne trimit nouă niște săgeți care se numesc frici. Fricile acestea sunt bine direcționate pentru a controla pe om. Dacă nu faci asta, se întâmplă asta. Deci stai în casa ta, consumă mai puțin sau ai încredere în un, o anumită armată. Automat, toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să ne aducă pe noi, să ne aducă pe noi într-un stadiul de ascultare. Din păcate, Uh, fiind creativi, noi aducem uh, creativ la nivelul minții noastre și fricile pe care noi le întâlnim în diferite. Și acum vreau să fiți atenți uh, la următorul calup de, uh, de surse de frici, accidentele. Ce accidente pot surveni în viața noastră care să poată genera frici? Uh, accident de mașină. Poate vi s-a întâmplat, poate ați văzut la televizor, poate v-ați imaginat că treceți strada, trece strada și la un, moment dat, la un moment dat vă este teamă să nu fiți lovit. Deci, accident. Doi, boală. Nu cred că este om să, să fie ocolit boala pe el, să existe un om care să nu fi fost bolnav de nimic. Că o tratăm cu indiferență, că am trecut peste ea, este cu totul altceva, dar totuși există în fiecare om această slăbiciune la un anumit nivel, ceea ce, ceea ce conduce o stare de disconfort. O altă, o altă sursă de, genera, de generare a fricilor este pierderea. Să nu pierd. Să nu pierd ceva din buzunar, din punct de vedere material, să nu pierd pe mama, să nu pierd pe tata, să nu pierd soția, să nu pierd copilul. Uh, frici care sunt existențiale, sunt frici mari. Sau frica nu am ce mânca mâine, nu am cu ce să plătesc utilitățile. Aceste frici sunt generate accidental de istoria uh, noastră ca oameni cu care ne întâlnim pe fața pământului. Aceste frici pot să apară și pot să ne reconstruiască pe noi ca oameni și să ne, cum să spun, să ne aducă într-o cușcă atenție. Acum mai intru într-o într metaforă și într-un sistem în care este posibil, pentru că era acoala de la această întrebare, frica Față de uh, divorț, frica față de partener, frica față de a nu mă separa de el sau a nu muri uh, partenerul, uh, a nu rămâne singur, uh, frica de singurătate, uh, lucruri pe care noi cu drag îl aducem în fața dumneavoastră, nu ca o rezolvare sigură, dar uh, cu multe rezolvări și cu multe, uh, să zic așa, evenimente frumoase în ceea ce privește relația de singurătate. Uh, Într-adevăr, elementele acestea nu pot face decât să uh, micșoreze pașii noștri, să fim din ce în ce mai atenți și mai bâlbâiți în ceea ce privește comportamentele noastre uh, normale dorim să avem o relaxare, dorim să avem uh, o, o, bucurie uh, și dintr-o dată uh, primesc telefon, cine o fi, uh, de ce mă caută, s-a întâmplat ceva, sună mama, sună tata, sună, partener, sună soția, sună soțul, sună copilul, uh, i s-a întâmplat ceva, a, nu este nimic. Din 100 de telefoane, poate nu este nimic, dar poate unul ți-aduce o vesterea. nu este frică de veștile rele. Observați că fricile au de unde veni. Este important cum primim aceste frici și nu neapărat cum primim, cum le împachetăm aceste frici. Pentru că a doua întrebare, a doua întrebare la care vreau să aduc, să zic așa, răspuns, cum controlăm anxietatea, cum controlăm fricile? Să știți că elementul de frică poate să, să creeze în noi elementul obsesional. Elementul obsesional, osidiul cum îi spun nu eu, ci știința, obsesiv compulsiv disorder, o dezordine obsesională pentru că uh, frica produce obsesii. Uh, nu merg pe strada aceasta că știu că mă întâlnesc cu pisica neagră. Uh, nu uh, merg, uh, eu știu, pe 13 ale lunii uh, la uh, Paris pentru că mi-e teamă să nu fac accident. Și ele, uh, găsesc anumite elemente obsesionale care mi le induc uh, legat de zodi, legat de. Uh, eu știu de, de diferite ziceri sau diferite uh, auziri pe care le am uh, de la diferite persoane. Trebuie să înțelegem. Elementul obsesional, elementul de control al fricilor depinde de antrenamentul meu, depinde de dorința mea. Automat, frica, și acum vreau să fiți puțin atenți, frica creează dușmani. Frica creează dușmani și încep să îmi creez mai mulți dușmani, mai mulți căței care latră la mine, câini care latră la mine și nu știu de care să mă feresc ca și specialist vă spun un lucru, când un om vine cu anxietăți, să le rezolvi este să știți că elementul cel mai frecvent care poate să ducă la depresii poate să ducă la atacuri de panică, poate să ducă la diferite obsesii sau la diferite obstacole pe care le primești din punct de vedere psihic. Ca specialist, nu rezolvi toate fricile pe care mi le înșiră un om. Bineînțeles că pe, să zic așa, pe planeitatea mea cerebrală există uh, peste 100, 1000, 2000, 5000 de frici. Foarte multe frici. Dacă le încercăm să le enumerăm, nu ne ajung ore în șir să, enumer, uh, să, uh, să, dau număr la fricile pe care le am. Însă, sunt unele pregnante care le văd și care nu le pot controla. Ce fac? Eu ca specialist nu lucrez cu toate fricile, lucrez cu una singură. Ați văzut uh, jocul acela de puzzle, când doboră o piesă, toate celelalte stâmpize și se doboară? Așa este și cu fricile. E foarte interesant. Și eu vă spun, nu din cărțile citite, eu vă spun din, uh, din experiențele pe care le-am avut cu pacienții. Uh, în cele mai grave cazuri, atac și rezolv două frici. Dar în majoritatea cazurilor, o singură frică. Pentru că am nevoie de o singură piesă, de, de domino care le doboară pe celelalte frici. Atenție ce vă spun! Hai să ne concentrăm, să rezolvăm frica ce ne tulbură cel mai mult. Rezolvând această frică care ne tulbură cel mai mult, reușim să controlăm pe celelalte și fiți atenți, automat. Automat e foarte interesant. Și faceți experiența aceasta, experimentul acesta. În momentul când uh, sunteți bulversați de foarte mulți câini, de foarte, mulți, uh, de foarte multe frici, rezolvați una singură. Una singură pentru că celelalte automat sunt rezolvate. Primesc putere și am o victorie, victorie care mă conduce la, uh, la câștigarea războiului. Ce vreau să vă mai spun? Uh, fricile creează dușmani. Uh, unul sunt uh, anumite amendamente, să le spun așa, de a lucra cu fricile, de a lucra cu anxietățile, uh, de a le uh, determina, uh, de a le determina să, uh, să poată să nu ne afecteze pe noi. Vom vorbi și de afectarea fricilor, dar acum vreau să fieți atenți la elementul acesta pe care îl am nu neapărat din Cartea de Psihologie și din Cartea de Teologie, îl am din Biblie. Întotdeauna orice element psihologic, eu îl testez din punct de vedere spiritual să văd dacă îi găsesc rezonanța acolo. Și priviți la frici. Creează, fricile creează dușmani dușmanii aceștia de care eu mă feresc și uh, îi am în uh, angoasa mea, în frica mea, în nu pot să dorm din cauza lor. Uh, chiar săptămâna trecută stăteam cu un domn care îmi spunea, un domn care uh, avea o familie frumoasă, uh, avea copii, avea o meserie frumoasă, uh, avea o echipă, câștiga bani frumoși și totuși de ceva vreme nu mai dormea aproape deloc noaptea. Uh, pentru că în spate erau niște frici care nu îl lăsau și nu se putea relaxa să poată să închidă ochii și să intre în inconștiența somnului. Acesta este o simptomatologie care ne spune că noi avem ceva de rezolvat la partea noastră interioară. Creând dușmanii, atenție, creând dușmanii, noi încercăm să ne ferim de ei. Există în mare spun două soluții de a rezolva problema aceasta. Una, îndepărtăm dușmanul, tăiem legătura cu dușmanul respectiv, cu frica respectivă, uh, detașare se numește față de uh, situație, față de persoană vis-a-vis uh, -vis de, uh, de de un lucru, ne detașăm de el uh, și nu l mai băgăm în seamă. Și mai este încă o uh, încă o soluție valoroasă pe care vreau să vă spun și vreau să o aveți în vedere și anume să puteți controla frica respectivă. Să vă împrieteniți cu frica respectivă, să vă aduceți uh, și să o controlați. Lucrul acesta l-am văzut ca rezonanță în, uh, în Biblie, cum spune Iisus Hristos uh, iubește-ți dușmanul acum uh, sunt situații de, de, relaționale uh, legate poate de eu știu de uh, oameni care ți-au vrut răul uh, neapărat trebuie să-i iubești aducându-i în aducându-i în casa ta, aducându-i în, în sufletul tău. Problema este mentală nu-i mai veste, te se separ de persoanele respective, dar mental încerci să-i accepti așa cum sunt, că atât au putut să facă, astfel încât să nu-ți clică permanent prezența lor în instituția ta privată, mintea. Pentru că lucrul acesta nu face altceva decât să-ți activeze permanent, să -ți activeze permanent frica respectivă, frică ce atunci când te deplasezi uh, la mare, este cu tine când te deplasezi la munte, este cu tine când te duci în pat să te culci, este cu tine când te duci la masă, este cu tine. Nu scap de ea. Dacă o pui deoparte, uh, chiar poți să faci personalizare. Mm, hai să, să dau un exemplu. De exemplu, frica față de telefon. Telefonul a ajuns o ființă în casa noastră. El are putere să te acapareze foarte mult. El are putere să vină cu tine în cele mai intime locuri și acolo unde tu te duci la toaletă, îl iei după tine să nu fii deranjat dacă sună telefonul. Și Uh, automat poți să-l dai pe silențios, poți să-i dai un nume și să-l întoarci cu fața în, în jos să nu-i vezi când îi apare pe ecran lumina și să-i spui, uh, bărbate, stai acolo, uh, domnișoară, stai acolo, uh, n-am timp de tine. E foarte interesant să te detașezi de lucrurile care te stresează da, dar mă stresează dacă nu primesc un telefon de la șeful meu. Dacă, dacă primesc un telefon de la șeful meu, de la tatăl meu, de la mama mea sau de la copilul meu care are nevoie de mine. Nu, eu trebuie să țin telefonul lângă mine. Trebuie să știm să controlăm fricile. Motive și motive și să împing rezolvarea fricilor sunt destule. Uh, hai să vă dau un exemplu. Uh, un domn vine la mine ca să, uh, să rezolve de atac de panică. Uh, atacul de panică este frica față de un factor stresor care nu există. Uh, el avea atacul de panică uh, instalat în viața lui de aproximativ 7-8 ani de zile și a început să ia pastile, se obișnui cu el. Dar auzind un speech de-al meu, zice, domnul, ar vrea să vin, încercăm o terapie ca să mă scăpa și pe mine de această frică. Ok, și începem, uh, și începem detașarea față de atacul de panică, control față de frica respectivă, care, de fapt, nici nu exista. Uh, și, la un moment dat, când se vede aproape, dar nu definitiv eliberat, să sperie și spune, știți ce? Eu am venit la dumneavoastră, dar să nu luați atacul de panică. Să nu luați problema aceasta, pentru că eu am nevoie de ea. Dacă sunt la serviciu și nu-mi place ceea ce îmi dă șeful de lucru, îi spun, nu mă simt bine, nu pot să lucrez. Și ajungem să ne folosim de frici de aceste atacuri de panică să ne folosim de ele, să ne folosim de ele ca de prietenii noștri. Ca de prietenii noștri. Acum vreau să mă apropii de ultima întrebare, să mă apropii de ultima întrebare care are valoare foarte mare. Ce boli generează frica? E foarte interesant că frica aceasta mentală o am, dar nu pot să pun mâna pe ea pot să merg la remene, pot să merg la, eu știu, la radiografie, pot să merg la orice vreți dumneavoastră analiză medicală sau analiză de sânge. Nu îmi iese la nicio analiză. Și totuși există. Și totuși există. Este un semn prin care eu sunt foarte alarmat și în situațiile de genul acesta mă simt foarte dator și foarte anxios și fac ceva. Este un automatism care se întâmplă în corpul uman. Faptul că eu nu pot să pun mâna pe fica care o am în cap, somatizez o durere. Unde? Uh, uite, unele doamne au. Uh, Uh, un deranj la nivelul, uh, la nivelul gâtului sau la nivelul cefei sau la nivelul cotului sau la nivelul genunchiului sau la nivelul uh, abdomenului sau acolo unde este o slăbiciune a mea, care am mai avut-o și altă dată Acum o somatizez din cauza fricii să pun mâna acolo, să o iau de acolo și să, 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 să o arunc. Frica somatizează, creează uh, un loc în care uh, îmi, uh, îmi fac, să zic așa, imaginația că de acolo îmi pleacă frica mea. Uh, mi s-a întâmplat nu odată să ducă să fac analize la gât, uh, pe nivel, la nivel endocrin, uh, sau să ducă să facă un remene la ceafă să vadă dacă au ceva. Și după ce îi spunea medicul, nu, mai ai nimic, analizele sunt perfecte. Ah, da, acum îl cred pe psiholog care mi-a spus că de fapt nu are nimic și este, este, o închipuire. Însă, să știți că de multe ori închipuirile acestea, închipuirile acestea aduc într-adevăr traume ce nu le mai pot, ce nu le mai pot aduce înapoi. Și am întâlnit cazuri de depresii de lungă durată, de 2-3-4 ani, și eu vă spun nu neapărat din cărți, vă spun din uh, pacienții și din oamenii pe care, uh, care i-am avut uh, și ducându-și frica asupra uh, cotului sau asupra genunchiului, uh, durerea aceasta a fost uh, stabilizată acolo uh, chiar stând, uh, stând într-o poziție anume creându -mi mie durerea într-un fel sau altul, nu fac altceva decât să-mi localizez durerea respectivă. Uh, și, și, impresia mea, impresia mea vis-a-vis -vis de durerea aceea, fiind atât de solidă, fiind atât de solidă, nu face altceva decât, într-adevăr, să instalez această durere. Mai mult decât atât. Poate n-aș fi vrut să vă spun lucrul acesta, nu vreau să vă sperii, dar să știți că de multe ori fricile și deranjamentul psihic pot să aducă și, uh, și boli autoimune. Autoimune cu declanșare chiar de, uh, chiar de probleme pulmonare, chiar de probleme legate de uh, cancer, uh, chiar de. să știți că toate aceste deranjamente la nivel psihic pot pot să tulbure buna funcționare sistemului nostru sanguin și limfatic, ce pot amenda anumite anumite sisteme ale corpului care erau bune și la un moment dat cedează. Fricile într adevăr ne pot deranja pe noi și deranjamentul acesta pleacă este unul dintre um, elementele de simptom care îmi spune că trebuie să intervin. Nu dorm. Nu dorm. Ne dormind, ne mă ne să mănânc, ne să comunic, ne să muncesc, ne să... Automat sunt toate aceste, aceste lucruri normale ale noastre care au plecat din Eden, să știți. Dumnezeu a zis, după ce a făcut pe om și când era el desăvârșit, duceți și aveți grijă de, de toată această grădină, munciți această grădină, a munci e o binecuvântare, a munci un lucru și să știți că elementul de muncă ele, este cel mai bun medicament, rețineți lucrul acesta pentru depresie depresia care este tot în, în, elementul de anxietate, deci am vorbit despre anxietate ca un dulap, acest dulap are mai multe sertare. Și unul dintre, unul dintre sertare este depresia. Depresie care îmi doboară mie viitorul. Uh, unul dintre, așa cum vă spuneam, unul dintre medicamentele cele mai bune pentru depresie este munca. Munca care mi-aduce mie, nu neapărat venit, ci mi-aduce un folos, mă face să mă simt folositor, să mă simt bucuros. Sunt situații de oameni care uh, pot căpăta această depresie sau poate să se să, să instaleze această depresie pentru faptul că au fost dați afară de la lucru. În situații de genul ăsta, de multe ori îi pun pe, uh, persoane, uh, pun pe persoanele respective să-și găsească ceva voluntar de făcut, ceva să ajute pe cei de, din jurul lor uh, pentru, uh, pentru un lucru sau altul, pentru a se bucura că ei sunt folositori. Revin la întrebările noastre de astăzi legate de uh, anxietate, de unde vin, într-adevăr, pot să fie moștenite, pot să o împrumut, uh, pot să mă îndrăgostesc de o frică pe care o iau de la cineva pe care îl iubesc, uh, pot să controlez frica pot să o controlez și pot să-i spun fricii. N-am nevoie de tine. Închideți gurile cățeilor, degeaba atras la mine. Nu am nevoie decât o, o singură frică să dobor și toate celelalte sunt doborâte. Doi, într-adevăr, frica poate să aducă diferite boli. Și este ok să opresc frica. Hai să nu generăm frica. Sunt situații în care generez voit frica vis-a-vis -vis de... Cei din jurul meu, sau vis-a-vis -vis de societate, pentru a controla. Într-adevăr, prin frică, eu pot să controlez pe cei din jurul uh, meu pentru că îi pun în stresul acesta. Oameni buni. Uh, frica de Dumnezeu este o înțelepciune. Și a ne fi frică de Dumnezeu este o binecuvântare. Pentru că frica este respect. Trebuie să păstrăm această titulatură a respectului. Vă aștept la 7 TV, să nu vă fie frică de a, -a 7 TV. Rămâneți pentru că aveți emisiuni frumoase. susținută de Asociația Maurer for You.